Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să mai fac și eu o postare cu centrala mea Cordi. Ne aflăm pe 30 ianuarie 2022. Am revenit cu un nou videoclip. Vreau să vă prezint din nou ce consum am avut din octombrie 2021 până în 2022 ianuarie. Eu sunt mulțumit ce să vă spun. Vreau să vă arăt acum cum mar de aici niște cărbuni. Ați inteles? Uitați flacăre ce facem. Ce să vă zic? Aici este din nou tot la centrală, unde este gazele și fumul. Până în prezent, ce să vă zic, din data la octombrie am mars o tonă de brichete rotunde de lemn și o tonă de carbuni, lignit, din brichete, până la moment dat și câțiva lemne puține, prea puțin, pentru aprinderea focului. În jur de vreo cărbunii cu tot, ce să vă zic, că brichetele m-au costat 60, 600 de lei, tona de cărbuni 70, 700 de lei, cu lemne, cu tot, în jur de 1600 până la ora actuală, din octombrie până în um, ianuarie 2022. Ați înțeles? Eu sunt foarte mulțumit de centrala Cordii. Dacă aveți comentarii ceva, puteți să lăsați, dacă vreți să vă dau detalii despre ea. Este o centrală ucrainiană, mai v-am spus. A dat un rezultat foarte bun momentan până acum ați înțeles? Să trecem iarna care mai este, cât mai fi o lună de zile, maxim să mai consum până martie, e treaba de până în 3000 de lei toată iarna cu centrala aceasta, cu de 16 kW, 6 caloriferi de 1,20 m, e undeva la 3000 de lei consumul, cu cărbuni, cu brichete, cu lemne, cu ce mai băgăm, e undeva la 3000 de lei. Este o centrală bună, rentabilă, eu sunt foarte mulțumit de ea. Avem termostatul, bazul de expansiune, asta e o centrală simplă, avea și boiler pe ea de apă caldă, momentan nu l-am băgat, am un instant calorii pe butelie pe gaz, nu l-am băgat cel de la centrală, acum fiecare face ce vrea. O să revin din nou cu un nou reportaj când se termine iarna și vă spun exact detaliile.